dragi telespectatori, la Misiune Îndeplinită, sunt Carmina Vlad, iar de această dată vom vorbi cu polițiștii criminaliști. Cu siguranță mulți dintre dumneavoastră sunteți plecați în vacanță și vreți ca tot ceea ce lăsați acasă, bunuri mobile sau imobile, să fie în siguranță, vi le asigurați în fiecare așa cum puteți, însă în caz de nevoie, în caz de spargere, distrugere, cumva, polițiștii criminaliști sunt la datorie. Să nu vă închipuiți că polițiștii criminaliști au vacanță. Au și vacanță, doar prin rotație, dar știm cu toții că nici hoții nu au vacanță, așadar îi asigurăm pe cei care doresc să facă, să comită astfel de infracțiuni, că totuși polițiștii criminaliști sunt la datorie, indiferent că este vacanță sau nu este vacanță. Ce fac polițiștii criminaliști pe perioada estivală, vom afla împreună de la domnul comisar șef de poliție Cristian Boicea, șeful serviciului criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, căruia îi spun bine ați revenit la noi, domnule comisar șef. Bună seara, dumneavoastră și telespectatorul dumneavoastră. Și totodată, domnul inspector Cosmin Morega, specialist criminalist, biroul de cercetare la fața locului din cadrul serviciului criminalistic al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, căruia îi spun bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! N-aveți vacanță? Nu, evident, dar întâi de a începe vrem să vă mulțumim din nou pentru interesul dumneavoastră pentru această ramură de activitate a Poliției Române, pentru activitatea noastră a criminaliștilor. Așa cum spuneați dumneavoastră, da, într-adevăr, nu avem concediu. Nu avem libere weekenduri sau... Nu, la noi se lucrează non-stop, permanent. Și indiferent că e zi sau noapte. Exact. Aș vrea să vorbim despre activitatea polițiștilor criminaliști pe perioada estivală, mai ales în cazul furturilor din locuințe, din autoturisme, autovehicule, din societăți comerciale. Și v-aș întreba în cazul unei spargeri, să zicem, la un apartament, la o casă, la o societate comercială, de ce nu și la chiar la o instituție publică, ce trebuie să facă un cetățean? Primul gest la sesizarea furtului, spargerii locuinței, cum am spus, societății comerciale, autoturismului, autovehicului, proprietate personală, al persoanei respective sau al unui vecin, că poate vecinul nu știe de lucrul ăsta, este sesizarea prin apelul la 112. Asta e primul lucru care trebuie efectuat de către cel care se sesizează de comiterea acestei fapte. Este imperios necesar ca apelul să vină imediat și cu date cât mai concrete, cât mai exacte despre ceea ce s-a constatat de către cel care a sesizat lucrul ăsta. Detalii care să vă ajute exact, pe dumneavoastră. Exact, da. Și să știe și ce operatorul de bănuiesc de la 112, ceea ce trebuie să trimeată. Exact, despre asta avem detalii amănunte cât mai exacte privitoare la ce s-a sesizat. Nu e neapărat nevoie un furt dintr-o locuință. Cum am spus, poate să fie dintr-o societate comercială, poate să fie dintr-un imobil aparținând unei alte societăți, unui alt spațiu comercial, unui alt depozit sau un autoturism, un autovehicul, proprietatea cuiva. E bine să nu trecem pe lângă el și să zicem sau să vedem ce s-a întâmplat sau să constatăm spargerea furtului și să închidem. Ok, bine să sesizăm de îndată, nu să lăsăm pe altul. După ce se sună la 112, vă deplasați acolo și l-aș întreba pe domnul inspector ce presupune cercetarea la fața locului a unui criminalist în acest caz. Este o activitate complexă în care în câmpul infracțional trebuie să găsim tot felul de urme și de mijloace materiale de probă care trebuie să valorificate, să reușim să găsim infractorul, să găsim după caz, ori hoțul, ori pe românește. Trebuie o sesizare la 112. Primul polițist ajuns la fața locului trebuie să culeagă mai multe informații care să ne ajute pe noi, după pe noi criminaliștii. Semnalmente, cam date aproximative cum s-a produs evenimentul,
și împreună cu lucrătorii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale să putem să ne putem face o idee despre ce s-a întâmplat acolo în câmpul infracțional. Pătrunderea, mod de operare, semnalmente, dacă cam în ce era îmbrăcat. Da. Să nu uităm că și chiar dacă cineva locuiește la curte, la casă, cum s-ar spune, dumneavoastră puteți lua, să spunem, amprente de la poartă până în casă. Da. Deci să nu-și închipui cineva că dacă a trecut prin curte, nu lasă urme. Nu, ba, sunt unul nu lasă urme foarte mari chiar. Este un abecedar al școlii noastre. Locul faptei nu reprezintă numai locul unde s-a produs evenimentul respectiv. Și împrejurimile. Și împrejurimile. Sau locul de la până la imobilul, mașina, locuința, societatea, cât și acela de părăsire, de la spre părăsire. Deci să nu privim grosomodo decât spațiul respectiv, ci spațiul, locul faptei este și traseul de la până la locul producerii și acela de părăsire. Deci ambele trase, ambele ne dau nouă urme și mijloace de materia de probă, nu numai locul respectiv. Da, mulți cred că mă duc acolo și comit această infracțiune și nimeni nu mă prinde. Dar nu, să nu se uite faptul că pe lângă aceste, să zicem, imobile, nu contează, mașini, societăți comerciale, sunt și camere de la vedere a unor alte societăți comerciale sau instituții care vă ajută pe dumneavoastră în prinderea infractorilor, nu numai pe dumneavoastră, dar și pe polițiștii poliției. Da, dar nu mai este atributul nostru, ci al organelor judiciare. La noi strict este doar cercetarea la fața locului, cercetarea tehnică, care presupune ridicarea de urme și mijloace materia de probă, care conduc la identificarea autorului. Domnul inspector, este greu să faceți o cercetare la fața locului? Nu este greu, este interesant. Trebuie puțină imaginație, pasiune și muncă, în principiu. Adică se poate, pot fi prinși, în cel mai multe cazuri sunt prinși autorii faptelor, și avem o contribuție foarte mare și noi criminaliștii în această cercetare. Da, am văzut că și din discuțiile pe care le-am avut eu în emisiunile trecute cu domnul comisar șef Cristian Boicea, chiar și de la un banal fir de păr se poate pleca, de la un fir de praf pe care îl lasă undeva, se poate pleca și se poate ajunge chiar la cel care a comis infracțiunea. Da, de cel mai multe ori da. De cel mai multe ori se ajunge. Practic, dumneavoastră, când mă duceți la fața locului, ce faceți? Începe să vă amprentați sau, nu știu, habarăm. Deci, vă întreb așa. Se fac mai multe tipuri de fotografie judiciară. Luăm informații inițiale despre locul faptei, despre ce s-a întâmplat acolo. Vedem cum s-a forțat, de exemplu, dacă este o instituție, este un imobil, este un autoturism, este o societate. Vedem cum s-a forțat, pe unde s-a intrat, cu ce s-a forțat, căutăm urme de forțare. După ce am intrat în acel imobil, începem să căutăm tot felul de urme, cum a zis și dumneavoastră, inclusiv fire de păr, dacă situația o impune. Căutăm fragmente de urme, tot felul de urme. Deci sunt o multitudine de urme pe care le putem găsi în câmpul infracțional, care pe noi ne ajută și pe colegii de la investigații criminale, care sunt valorificate și, exact cum v-am zis, de cel mai multe ori ajungem foarte ușor la făptași. Valorificarea, că el a spus-o, se petrece sau se desfășoară tot în cadrul laboratoarelor și serviciului nostru. Da, după ce adunați toate probele. Activitatea de investigare în teren a vecinilor este atributul criminaliștilor sau este atributul polițiștilor sau colaborați, că practic sunteți ca o familie acolo, nu puteți unul fără altul. Colaborăm, ne ajută foarte mult și acele informații de la vecini. Pe mine, unul la o cercetare mă ajută extrem de mult la modul ajunge informația exact cum a văzut-o martorul de la acel eveniment. Aceste prime informații obținute de la vecini
sau de pe camerele de luat vedere ale societăților sau vecinătăților spațiului respectiv, ne dau nouă primele informații despre modul de pătrundere, instrumentele folosite de autori, pentru ca apoi cercetarea la noi să fie canalizată pe identificarea de urme și mijloace și materiale de probă după comiterea faptei pe această linie de identificare a urmelor create de autor pe locul pe unde a pătruns, pe unde a forțat, pe unde a escaladat, pe unde a spart instrumentul cu care a tăiat, secționat, forțat, deschis. Aveți o experiență foarte vastă în acest domeniu. Aș vrea să vă întreb, că tot pomeneați dumneavoastră de mijloacele lor de comiterea acestor infracțiuni, care sunt cele mai des întâlnite aceste mijloace de probă? Intrare, de infracție. Posibilitatea de pătrundere. Da. Acum vorbim de pildă de furturile din locuințe sau case sau imobile. Bineînțeles că se practică de către hoți forțarea ușii de acces sau unei ferestre a imobilului respectiv. Aici sunt locurile de pătrundere. Mai rar acelea și n-ar vrea să dau o sugestie prin acoperiș. Mai sunt, mai rare, dar avem chiar și din acele. Bineînțeles, sunt și cazuri în care nu găsim urme de forțare pentru că proprietarul a uitat să-și asigure locuința. Adică a tras, a închis ușa, dar nu a și asigurat-o. Proprietarul a lăsat o fereastră semideschisă sau întredeschisă. Da. Lucru care a făcut ca pe autor să-l ajute foarte mult. Și pe noi să ne îngreuneze pentru faptul că nu ne lăsa prea multe urme în felul acesta. Deci, da, ce era o măsură de prevedere. Adică, dacă lăsăm bicicleta în casa scării, e imperios necesar totuși să punem și un lanț pe ea, să o legăm, să o asigurăm cumva. Dacă tot am plecat în concediu la muncă, la vecini sau la cumpărături, e bine să încuiem așa. Da. Și ferestrele la fel. Bineînțeles. Este important ca omul să știe ce are în casă? Adică sunt mulți care, dom'le, dar stați că nu mai mi-aduc aminte ce mi-a furat, dar stați că poate că mi-a luat și aia, poate că mi-a luat și cealaltă. Este important să știe omul ce are în casă? Este foarte important. Fiecare proprietar cam știe ce are în locuință. Dar mulți uită și aduc aminte după, nu știu, dar mai aveam și cu tare lucru. Da, se poate face o completare a procesului verbal după ce se face această cercetare, în care proprietarul vine la secția de poliție și completează procesul verbal cu detaliile care i-au scăpat atunci și pe moment, că fiind de stres, fiind bulversat, fiind nu își amintește cu exactitate bunurile care le-a avut în momentul de față. Atunci vine, completează și nu este niciun fel de problemă. Dovedește că le-a avut bunurile respective în locuință și nu e niciun fel de problemă. Sau poate că e bine să și le și pună într-un loc, măcar ce este de valoare, într-un loc mai puțin vizibil, să spunem este așa. Este esențial, din ce am întâlnit la cercetările la fața locului, în general persoanele în vârstă tind să și pună bani, bunuri, bijuterii cam în același locuri, ba sub fața de masă, ba primul sertar al dulapului, cum se pun în lingerie, ba sub salteaua de la pat, și vă dați seama, e locul preferat al hoților, se zice punct ok, punct lovit. Mai mult decât atât, sunt foarte dese cazuri în care vin cu, suntem de la Kaufland, Lidl, Penny, putem să vă oferim niște produse. Intră două persoane, una stă afară, stă de șase, cum s-ar spune, cealaltă persoană se face că lustruiește o anumită ușă ca să dovedească că sunt bune produsele cosmetice sau produsele de curățenie respective. Ușa este dezasigurată, este închisă, dar nu este asigurată. În momentul în care persoana, cea de-a doua persoană care era la ușă, intră în casă și se zice punct ok, punct lovit, exact cum a zis, intră, sustrage
Bunurile mici și de valoare. Da, bunuri mici și de valoare. Da. Hristos, trag ei numai bunuri de valoare sau de bunuri și mari? De cele mai multe ori bunurile de valoare. Bani, bijuterii, laptopuri, că sunt mici, telefoane mobile. Mai greu să iasă cu televizorul sau cu plasma din casă. Da, și m-a surprins odată la televizor, chiar am văzut că au intrat niște hoți într-un apartament și golise inclusiv frigiderul, de tot ce avea mâncare, carne, tot ce avea în frigider. Deci să ne așteptăm la orice din partea. Dar n-au lăsat ușa deschisă, au închis-o ca să nu se strige. Da, așa este. Bun. Ce presupune valorificarea urmelor și mijloacelor de prob? Aici sunteți din nou pe teritoriul nostru foarte bine cunoscut. Trebuie să știe telespectatorii că activitatea asta de căutare și ridicare de urmă și mijloc material de probă respectă anumite proceduri. Apoi transportul acestora la sediul unității noastre spre valorificare este guvernată tot de o sumedenie de proceduri de lucru. Apoi exploatarea urmelor și mijlocilor în materie de probă în cadrul laboratoarelor din cadrul serviciului nostru urmează și aceasta o serie de proceduri. Trebuie să asigurăm cetățenii că lucrăm pe proceduri. Ideea este că urmele care se ridică de la fața locului sunt de foarte multe categorii. Exploatarea lor se fac în diferite laboratoare ale noastre. Când spui urmă, nu te gândești numai la urme papilare. Sunt foarte multe categorii de urme pe care noi le ridicăm și apoi le exploatăm în laboratoarele noastre. Ceea ce trebuie să știe cetățeanul este că exploatarea urmelor spre conducerea la ideea identificării autorului sau a instrumentului cu care s-a tăiat, secționat, forțat, se face în cadrul serviciului nostru. Că este un interval de timp până la soluționarea acestei activități a noastre. Valorificarea urmelor papilare despre care știe lumea aia se face în ziua respectivă. Altor categorii de urme, aceea se face în timp. Cum am spus adinauri, alte categorii de urme. Toate conduc, cum am spus, spre identificarea autorului, autorilor sau a instrumentului care a creat urma respectivă. Cum spuneam și altă dată în alte emisiuni, avem formidabila satisfacție noi criminaliștii de a fi primii care spunem urma aparține lui sau urma a fost creată de. Suntem primii care avem o astfel privilegiu acesta. Da, da, exact. Știu că și ceea ce faceți dumneavoastră, laboratoarele dumneavoastră, este foarte greu. Eu trebuie să recunosc că am trecut printr-un asemenea eveniment la țară la mine, mi-a fost spartă casa și am fost uimită că în 3 zile cei de la poliția Segarcea chiar mi-au prins autorul și trebuie să spun că am întrebat cum m-au tăiat lacătele, și a zis, doamnă, păi noi luăm fotografii, fotografiem tot urma cleștelui, se măsoară, se compară cu alte urme care se lasă de anumiți clește și noi știm exact cu ce clește s-a tăiat. Deci am rămas un pic uimită, pentru că totuși chiar își dă seama și când au găsit cleștele, au știut sigur polițiștii, acesta este cleștele cu care... Am știut, dar în urma unui experiment și unei expertize tehnice, traseologice, efectuată în cadrul serviciului nostru. Adică... Au avut și experiență, că ei când l-au văzut, ziceau, ăsta e cleștele. Deci când l-a desfăcut, chiar ziceau, ăsta e cleștele. Deci experiență, aveți ochiul format, da, să spunem așa. Bine, dar proba științifică este expertiza făcută de noi. În instanță nu ține decât raportul nostru de constatare tehnico-științific sau expertiza traseologică care s-a executat în cazul respectiv. Abia atunci ne putem pronunța dacă acel clește, patent, eu știu, instrument, este cel care a creat urmele ridicate de la fața locului.
Da, dar dumneavoastră, având o experiență în spate și văzând atâtea sute de cazuri, mii de cazuri, deja pentru dumneavoastră nu mai e vreo problemă. Până să ajungeți în laborator, deja vă cam 50%, să zicem așa, vă formați oarecum, dar o idee. E necesară, este proba științifică. Așa este. Da. Examenul acela traseologic, care poate să dureze o zi sau două, în care noi demonstrăm că acel obiect este cel care a creat urma respectivă. Se poate întâmpla ca formațiunile judiciare să ne pună la dispoziție un obiect asemănător sau de tipul celui care a creat secțiunea, tăietura, ruperea respectivă, dar să nu fie acela. Și atunci este canalizarea serviciilor de poliție, de investigații criminale către alt cetățean, către altă persoană, către... Înțelegeți? Da. Ei așteaptă cu nerăbdare răspunsul nostru. Este acela obiectul care a creat urma sau nu este? În cazul în care spunem că nu este științific, atunci ei trebuie să caute în altă parte. Și ce mă bucur că în momentul când ați venit cu domnul Morega, m-am bucurat, exact asta a fost ideea, imediat cum v-am văzut, că ce copii tineri aveți în cadrul... Da, e vorba de schimbul dintre generații. Da. Avem bucuria... Copii tineri la acest serviciu criminalistic care sunt dornici să învețe. Da, avem și la partea de cercetare la fața locului, dar și la partea de expertiză avem colegi tineri pe care noi ne punem mare bază pentru faptul că lucrează cot la cot cu noi, iau din mers activitatea asta de cercetare la fața locului sau de expertiză, clar vor fi schimbul nostru de mâine. Adică trebuie să știe cetățenii că lăsăm serviciul criminalistic pe mâna unor copii, unor tineri bine pregătiți. Cum e să fiți criminalist? Tânăr. Este primul loc unde ați venit sau ați mai lucrat și... Nu, am lucrat la Inspectoratul Județean de Poliție Călăraș, prima oară după repartiție, după ce am terminat Academia de Poliție. Și după 2 ani de zile am venit la IPJ Dolj, tot pe criminalistică, implicit și primul loc de muncă, tot criminalist am lucrat, tot în criminalistică. Este o meserie frumoasă, este o meserie interesantă, e o meserie care te antrenează bine, avem și de învățat de la dumnealor. Că da, corect. Experiența se capătă. Adică, da, mai mult e din fața locului și de la... Asemănarea. Eu am lucrat 20 de ani în Caraș Severin, dar tot pe criminalistică, am venit la Dolj tot pe criminalistică. Am lucrat 2 ani de zile în Călăraș pe criminalistică, am venit în Dolj tot pe criminalistică. Important e că îi place. Da, da, asta e. Trebuie să-ți placă. Cred că trebuie să ai și o pasiune. E ca orice meserie. Ca orice meserie trebuie să-ți placă. Dacă o faci din plăcere, e ușoară, e frumos. Ei, acum, ca să vorbim despre serviciul dumneavoastră, v-aș întreba ce se întâmplă atunci când vecinii constată că s-a spart o casă. Veniți dumneavoastră, cercetați acolo și după ce terminați cercetarea la fața locului, după ce luați amprente, fotografiați și mai știu eu ce mai luați dumneavoastră pe acolo, ce se întâmplă cu acel apartament? Ca să știe și telespectatorii, că mulți se gândesc, doamne, rămâne apartamentul așa până mă vin eu. Nu, acel apartament se sigilează de către organele de poliție judiciară și până la se desigilează în fața proprietarului, adică proprietarul imobilului, este normal. Societății, da, autoturismului, exact cum am zis mai devreme, o să vină cu completări. În momentul în care mai este ceva care lipsește din acel imobil sau din acea societate, vine cu completări, îmi lipsește X, Y, Z, bunurile respective. Deci nu, rămâne pe mâini bune apartamentul, nu rămâne... Chiar dacă e ușa deschisă, el se sigilează. Chiar dacă e ușa deschisă, ușa se închide, se închide, se asigură și se sigilează de către lucrători. Am înțeles. Deci, totuși, trebuie să știe telespectatorii noștri că dacă nu sunt acasă și le s-a spart apartamentul, după cercetare, casa este asigurată de către poliție, deci este închisă, sigilată. Da. Sper ca vecinii să nu fie așa de binevoitori să rupă sigiliu. Nu cred că ar avea curajul, pentru că aici intră la alte infracțiuni, dar... Eu mă bucur că aveți o meserie foarte frumoasă și că vă ocupați de ei, chiar dacă,
pe acești infractori, chiar dacă este vacanță. Trebuie să ne adaptăm. Nu se alertează ei, ne adaptăm și noi după... Nu după sunt nici cei hoți în vacanță, nu sunt nici dumneavoastră. Din păcate, nu. Ce sfaturi le-ați da celor care pleacă în vacanță și au lasă acasă case, apartamente, societăți, mașini? Nu putem decât să dăm sfaturi. Campaniile efectuate de colegii noștri de la profilul corespunzător sunt dese atât pe televiziune, cât și pe radio, cât și prin mass media. Noi dăm decât sfaturi și dacă toți sunt telespectatori acum și urmează să plece într-un binemeritat concediu pe anul ăsta, fie la mare, la munte sau la rude, la țară sau în alte localități, rugămintea mare este să-și închidă și să-și asigure locuințele. Să verifice încă o dată ferestrele, ușile și să lase o vorbă vecinilor să supravegheze balconul, mașina lăsată în parcare, eu știu, ușa de la intrare. Asta. Și mașinile să le pune la un loc mai luminat, zic eu, că dacă le pui la un loc mai întunecat, le dai... E ca și când ai lăsat geamul întredeschis la exact. Balcon. Da. Le dai pe pâine, cum zice hoților mașina. Mulțumesc frumos pentru că ați acceptat invitația mea. Am aflat câte ceva despre ceea ce faceți dumneavoastră. Cu siguranță telespectatorii trebuie să știe că ei sunt asigurați, să spunem așa, cu ghilimele de rigoare, de către polițiștii criminaliști, că dumneavoastră vă faceți treaba și că, într-un final, orice hoț poate să fie prins. Vă mulțumim pentru ideea dumneavoastră de a face astfel de emisiune. Mulțumesc și eu. Aici pune punct emisiunii din această seară. Vă doresc o seară excelentă în continuare. Ne revedem săptămâna viitoare când vom mai îndeplini în comisiune toate cele bune. La revedere!